Bun venit la 3 minute de turism. Am ajuns la lacul Roșu, în drum spre Transilvania. Un lac, așa cum îmi place să mie să-i spun, lacul Roșu, care e de fapt verde, pentru că în momentul de față culoarea apelor nu mai e roșie de mult, s-a înverzit din cauza trecerii timpului. E un lac care se formează undeva în prima jumătate a secolului al XIX-lea, din cauza, se presupune, a unui cutremur care a provocat o alunecare de teren a coastei unui munte din apropiere, a muntelui Ghimeș, coastă de munte care s-a prăvălit în calea a trei râuri care treceau pe aici prin zonă, formând un lac de baraj natural, numit în momentul de față Lacul Roșu. La începuturi s-a numit așa pentru că coasta muntelui era plină de oxid de fier și de minereu de fier, care, după cum se știe, are culoarea roșie, motiv pentru care apele lacului au fost roșii pentru o perioadă foarte lungă de timp. În maghiară se mai spune Ghilcoșto, adică lacul ucigaș, pentru că foarte mulți oameni s-au unecat la un moment dat în el. Și caracteristica sa principală sunt trunchiurile de copaci existente odinioară pe culmea muntelui, care s-a prăbușit, cu trunchiurile de copaci pietrificate în momentul de față, care răsar aici colo din apa lacului. Se află la o altitudine de 980 de metri acest lac roșu și are o suprafață de 11 hectare, cu o adâncime maximă într-un anumit punct de 10 metri și un pic, și este una dintre atracțiile cele mai importante ale zonei munților Hășmași, care sunt aici în zona Bicazului, sunt și rezervație naturală. Este o zonă foarte frumoasă pe care vă invit să veniți să o vizitați. E chiar pe culmea Carpaților Orientali, între Transilvania și Moldova. Și puteți să rămâneți pentru o noapte la hotelul Lacul Roșu, care e unul dintre cele mai bune din zonă, unde puteți să stați fără niciun fel de problemă, și să vă dați cu barca pe Lacul Roșu, să experimentați și lucrul acesta, să urcați pe munte dacă vreți și să folosiți, dacă doriți, bobul pe șine, care se află undeva între Lacul Roșu și Gheorgheni. Sunt câteva dintre activitățile de vacanță, de vară, pe care puteți să le desfășurați aici, la Lacul Roșu, unde vă invit, ca de obicei, să veniți, să-l vizitați și de aici puteți să plecați fie spre Moldova, fie să vă întoarceți spre Transilvania. Nu uitați să dați un subscribe canalului de YouTube Danira Travel, ca să nu scăpați viitoarele videouri pe care le vom posta aici, pentru că e o vară lungă, o să umblăm mult și vom filma foarte multe lucruri interesante. Mulțumesc și drumuri bune prin România!